Locuitori din satul Vasilcău, raionul Soroc, au blocat dis de dimineață timp de 3 ore drumul de acces către localitate. Oamenii sunt revoltați deoarece din insuficiență de bani la nivel local a fost stopat realizarea unui proiect transfrontalier, în cadrul căruia urma să fie reparat capital drumul principal din acest sat. Locuitorii din Vasilcău au așteptat ani în șir ca porțiunea de drum de aproape 4 km să fie renovată. În primăvara acestui an a fost lansat un proiect comun cu localitatea Comarna din România, cu finanțare parțială din fonduri europene. Proiectul a fost stopat din lipsa finanțării din partea comunității, iar oamenii au așteptat o soluționare din partea autorităților. Ei continuă să spere că vor avea în sat un drum bun, renovat după standarde europene. Rămânem cu parbrizurile stricate și cu mașinile deteriorate. Să mergem într-o haină curată sau cu o mașină curată, nu-i chip. Tot satul e plin de colb. Fiecare mașină, două ori pe an, facem reparații la mașină. Așa bani se duc. Nu, piesele scumpe, tot e scump. Consiliul Raional Soroca a contribuit în acest proiect cu o sumă de 660.000 de euro. Din cauza prețurilor ridicate, acești bani însă nu sunt suficienți. Țara pierde 20 milioane cel puțin de lei dacă nu găsim soluția asta. Și oricum, drumul sau mai devreme sau mai târziu, noi trebuie să-l reparăm. Uitați-vă ce stare el este și le dau dreptate oamenilor care ne spun că staie roțile. Acum suntem în situația că dacă nu găsim diferența de bani, suntem nevoiți ca să stopăm proiectul, să fie întoars acest milion de euro Uniunii Europene și drumul să rămână renovat. Probabil că se vor gândi pe urmă să repare cu bani mult mai mulți. Aceeași problemă financiară a existat și de cealaltă parte a prutului. Guvernul României însă a găsit bani pentru acoperirea contribuției proprii a primăriei comunei Comarna. Locuitorii satului Vasilcău din raionul Soroca spun că așteaptă până marți răspuns de la guvern. În caz contrar, amenință cu blocarea accesului către mai multe localități din preajmă până nu vor obține o soluție.